Scandalul voturilor din sectoarele 1 și 2 din capitală este de departe de a se fi terminat. Atât Clotilde Darman cât și Radu Mihai o acuză că alegerile au fost fraudate. La polul opus, George Tuză și Rares se declară câștigătorii alegerilor din 9 iunie. Între timp, numărarea voturilor din cele două sectoare s-a încheiat, iar rezultatele vor fi anunțate săptămâna viitoare. Oficial au transmis reprezentanții Biroului Electoral Municipal mi ce ce se și cerem un mod expres pentru democrația din România, cerem renumărarea sexilor, uh, voturilor din sexile de votare care au avut niște procese verbale care nu se închidă. La biroul electoral de sector, așa, din burtă, din pix, fără renumărare, se schimbă aceste cifre. Pentru că cineva spune, E o problemă. Uh, matematica nu funcționează. Numărul de alegători nu este egal cu numărul de voturi uh, exprimate plus numărul de voturi nu le Primarii în funcție, Clotilde Arman și Radu Mihaiu, continuă să acuze fraude la vot în timp ce contra candidaților de la PSDPNL George Tuță și R.A. Reșopincă, își proclamă victoria la câteva sute de voturi diferență. Nu există o decizie a Biroului Electoral de Sector cu proces verbal de finalizare a alegerilor. Deci nu există. Ei n-au finalizat și e un motiv foarte simplu. Noi am făcut cereri de renumărare care nu au fost încă analizate, deci nu că au fost respinse. Dacă închid acest uh, proces verbal de, cu rezultatul alegerilor, fără să, fără să judece cererile de renumărare, pot să le respingă, dar nu le-au respins încă. Uh, atunci cu siguranță nu se va publica acest uh, rezultat de către Biroul Electoral Central. Joi Clotilde Armand a cerut renumărarea voturilor, susținând că are dovezi că scrutinul din 9 iunie a fost fraudat și că va depune dovezile la parchetul general. Ea ia, a acuzat pe liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, că sunt părtași la cea mai mare fraudă electorală după 1946. Nu se pune problema de uh, cine este uh, cine primar. Se pune problema... procédurii, adică processus lui électoral. Un, un vote est un vote. Un homme qui vient à voter a le droit et a besoin que le vote are, are lui soit considéré, non pas coupé d'un pix, d'une burtelle, de quelqu'un qui a une stampe et de un seul. Candidatul PSD-PNL la primăria sectorului 2, Rare Shopping, a declarat vineri că biroul electoral de sector a finalizat numărătoarea voturilor, iar el este cel care a câștigat alegerile locale. Tocmai s-a finalizat numărătoarea de către biroul electoral de sector, s-a validat și ultimul proces verbal care mai era de validat, s-a menținut o diferență de peste 300 de voturi în favoarea mea, ceea ce arată că sunt câștigătorul alegerilor locale pentru primăria sectorului 2.